Răvaș. Vis de copil. Dragă Moș Crăciun, mă iartă că îndrăznesc să scriu răvaș. Și tăticu și mămica sunt la teatru în oraș. Și cum stau acasă, singur, și e seară, și târziu, m-am gândit să iau hârtie, Moș Crăciun, și să-ți scriu. În orașul nostru mare, vii în fiecare an, dar al tău înveselește pe bogat și pe sărman. Și deși pe tine nimeni până azi nu te-a văzut, câtă lume fericită bunătatea-ți n-a făcut. Uite, am găsit o filă desfăcută din caiet și cu toate că-mi bat capul ca să-ți scriu încet, încet și să aștern în slove drepte tot ce vreau să-ți scriu acum. Scrisul meu e șovăielic, Moș Crăciun, nu știu cum, am un soi de teamă, parcă mă codesc, oare fac rău? Dacă te-ai uita o clipă colo în catalogul tău, știi, în cartea aia mare, unde scrii despre copii, ai vedea ce multe lucruri, ai vedea dacă ai privi. Ai vedea că învățătorul este foarte mulțumit, că în timpul lecțiunii nici n-am râs, nici n-am glumit, nici nu m-am jucat sub bancă, în penițe sau bricege. Ai vedea că sunt cu minte, ai vedea și-ai înțelege pentru ce în clipa asta mâna tremură când scrie. Mie, care am la școală 10 la caligrafie, unii spun că ai o barbă lungă până la pământ, că noaptea cea mai sfântă vii pe lume ca un sfânt. Însă nimeni până astăzi n-a putut să mi te vadă. Pasul tău nu lasă urmă când pășește pe zăpadă. Și prin ușa încuiată tu răzbați oriunde ai vrea. Cum te poți să duci în spate câte ai în traista ta? Ai să vii și anul ăsta, nu-i așa? Și-ai să ne dai cărți frumoase, vreo păpușă, ori soldat de plumb, ori cai, ori vreo altă jucărie. Uite, ninge neîncetat, valurile de zăpadă se aștern pe câmp și în sat. Și un ger de crapă piatra, oare n-ai să rătăcești, Moș Crăciun, Moș Crăciune, vezi să nu ne ocolești. Poate că în anul ăsta, cu ceva să fi greșit, iartă-mă, din vorba mamei niciodată n-am ieșit. Am făcut întotdeauna ce m-a sfătuit tăticu. Doar odată, astă vară, m-am bătut la joc cu Nicu. Dar a doua zi, vezi bine, m-a iertat, căci el e bun. M-am căit o vară întreagă. Dacă vii iar, Moș Crăciun,
și de-i vrea să-mi dai și darul. Altceva aș vrea să-mi dai. Cum să spun? De asta dată nu vreau nici păpuși, nici cai, nici soldați de plumb, nici poze. Dacă nu te-ai supărat, vreo găinuță călduroasă, Moș Crăciun, tu mi-ai dat. Pentru mine, tata, mama, au ei grijă amândoi. Însă un orfan de mamă și de tată lângă noi, un copil îl cheamă Gheorghe și cu mine într-o clasă, cât de bine i-ar mai prinde o hăinuță călduroasă. Dacă crezi că se cuvine să-i o duci chiar tu, mai bine, n-aș voi să știe Gheorghe că o primește de la mine. Eu m-aș mulțumi cu gândul că-mi fu dat să-l ajut. Mi se termină hârtia și târziu a început să mă copleșească somnul. Asta-i tot ce vreau să-ți spun. Așadar, închei scrisoarea. Noapte bună, Moș Crăciun!